mamă ce m-am speriat de pasărea aia. Așa, revenim. Întâi să vă mulțumesc vouă fanilor, abonaților și postez un super mesaj de încurajare de la un fan. O să încerc să o fac mai des, că meritați. Mă, lepra asta nu e abonat la tine, uite. Ia uite. Ce dracu, nu știe ce înseamnă calitate, ia uite. Tute, tot, gata. Se vede? Fiți atenți la asta. Asta e tare, asta e tare. Vrei să fii special? Ia de asta. Mă încărcăm, mă încărcăm. Susține o super tipă cu propria afacere de lumânări, handmade, ținând cont că și-a dat demisia să se apuce de ea. Dacă nu comandați măcar un follow acolo, nu în ultimul rând, dați și aici o privire pe Moto Lore și dacă doriți super logo-uri, apelați Contracost, bineînțeles, la... Era să uit. Băi, TikTok-ul ăsta e aiurea. Da, mi-am făcut și eu cont, dar ce să văd acolo? Efectiv, nu știu dacă ce văd acolo există. Incultură, prostie, aroganțe, e full de așa ceva. Și, hai, fete ca fete, dar ăsta o față să... de vă mint. Are mop în cap? Oricum, mulți o să ziceți că mi-e ciudă că nu am eu. Wow, deci revenim la motorul potrivit. Venit din București la Vâlcea să achiziționeze motor. Băi, Mădăline, uite-mă aici, ia uite. Mai am să adaug super caricaturi. Dați un follow și o poză la el să vă editeze ceva mișto. Apropo, Chelu este bine că tot m-ați întrebat de el. A prins Caraz Bibanciofi, nu știu, dar seamănă cu el. Sau el cu el, nu știu, care cum. E un prieten de-al meu de vinde tobe fake-uri. Și nu una, da? Două, cabron, cabron. Mișcă, bă, nu te-am simțit-o. Așa-s femeile. Deci suntem aici cu sora, să spunem doar atât. Sora, dar nu vă arăt ce este în jur. Suntem cu sora, care este cea mai norocosă sora. Părerea mea, uitați ce este în jur aici. Mamă, deci sunt toate motoare. Băi, Mădăline, uite-mă aici, ia uite, cabron, cabron. E un prieten de-al meu de vinde tobe fake-uri. Și nu una, da? Două, cabron, cabron. Uite ce motoare de 1000Z, 1000SX. GSX 750S, impecabile. Bine, cum ești defecte, căzute pe o parte, pe alta. Seamănă cu TOS, TOS, cine știe TOS, Kawasaki. Ioi, ce frumoasă e sărte. Ninja, da, este puțin de tot șifonat aici. Și aici, deci doar carena. E vorba de mecanică. Iar ăsta, sigur, sunt îndrăgostiți toți tinerii. Nu mă așteptam Lex Moto să scoată o motocicletă așa de sexy și masivă. Wow. Oh, da. Adică dacă intre pe sta, caut pe Florin Flo pe net sau pe YouTube. Da, apar fete și motoare. Exact. Apar fete Florin, și motoare. Wow. Ce frumos. Ce și asta sau asta? Curios. Aia e mai ieftină și mai frumoasă, de ce n-ar lua-o, nu știu. Mie îmi place mai mult aia. Uite, e drăguță, asta mai micuță. Auziți toba asta, ce frumos se aude. Că e? Și cine nu vrea să-și pună folie pe far, există posibilitatea că așa vin din Anglia? Ce fain, ce fain. Voi pe care l-ați luat? Ăla sau ăsta? Nu, nu e spart, e faza scurtă și lungă. Faza scurtă și lungă. Da? Așa sunt, așa e modelul ăsta, scurtă, lungă. Mulți care un far spart sau nu merge. Poliția te mai oprește pentru treaba asta, zice, bă, nu e așa, domnule. Trebuie să le arăți. Foarte fain. Doar da 2-3.000, gândește de când o duci la 14.000. Da? Deci un dos așa cum ar veni. A zis să facem un vlog acum, să ajungem să mutăm mobilă. E bine, de la motoare. E bine. Nu e problema. Ne băgăm în acțiune atunci.
Nu s-a hotărât. Nu s-a hotărât. Da. Am înțeles. Ok. Nu, s-a auzit altceva. Da. Da. Uite, aici lipsi un papuc care... Da, e un papuc de la alarma. E de la alarmă. E plusul și conectarea, senzorul. Bine, asta e, cred că e senzorul, nu e de conectare. Asta e papucul de plus. Îl pui la plus, plus minus. Deci plusul e, minusul e. Și gata. Ți-i luăm jucării. Ce vrei tu, dragostea mea? De care avem? De care avem? De la. De la avem? Da. Avem de toate? Ia uite ce frumos sunt dragi de mașinuțele. Ce vrei tu ție acum? Meriți. Are 100 de euro să-și ia mașinuțe. Suntem aici la domnul Laurențiu, cel cu vopsele aparte. Știți bine că mă întrebați unde îmi vopsesc motocicletele și cu ce și de unde. Nu mi le vopsesc la cineva, mi le vopsesc la mai multe persoane, dar vopsea o iau dintr-un singur loc. Ia să-mi cu ce. Da, hai să o vezi la beznă. Deci e beznă totală. Ioi, ce tare. E beznă totală. Da, se vede. Vopsea aplicată, fluorescent. Ia ține mâine așa, să vedem beznă. Și tu, simt. Nu trebuie să nu știu nimic. Asta nu mai funcționa spre el. Se tânce aici. Mi-a lăsat cheia să deschid. Mai multe, nu știu ce să vă spun. Am înțeles. Cum le închiriază, pe ce, pe... Deci culoarea asta e atât de intensă. Are pe cineva pentru o cerință, pentru spația asta? A mai venit cineva sâmbătă, am mai deschis la cineva. Așa. Dar, la fel, am deschis, s-a uitat. Mai departe ce-a vorbit, nu știu. Ca ok. Bă, că m-ar interesa, nu știu, că... Asta e verde. Asta este verde, da. Dar uite-te la culoarea asta portocaliu, da. Cum dă cu negru. Și aici avem un roșu, clasic pe bază de apă. Asta e vopsea standard. Toată lumea își vopsește. 99,9%. Mașini, motociclete, da? Aici avem praf. Asta se amestecă cu rășină și după aia diluant. Le-am învățat și eu. Da. Rășina aia specială a ta. Se, nu? Se aplică și apoi se dă lac peste. Se dă lac peste. Dar nu lac normal, că la asta o mână sau două. Cel puțin 3-4. Da. E sensibilă la UV. Și bineînțeles, asta fluorescentă. Ia uite cum se vede. Foarte fain. Și asta e verde. Uite, am pus puțin verde aici în comparație. Mamă, sunt extraordinare culorile astea. Strângem la loc mizeria asta. Așa că vă recomand să veniți aici.